Okay. Good morning, everyone. Bună dimineața la toți și pace în românește. We are so glad that you are here today. Suntem așa de bucuroși pentru că sunteți aici astăzi. And we are grateful for Apa Vie for their kind hospitality. Și suntem mulțumitori pentru Apa Vie și ospitalitatea lor deosebită. And the Olsens have worked very, very hard to prepare for your coming today. Și ei s-au pregătit foarte din greu pentru ca noi să avem aceste lucruri astăzi. And this week we have met a very special missions team from America who are here today, who've been here this week helping also. Și de asemenea aici ne-am întâlnit cu acest grup minunat din America, grup de misiune cu care am petrecut aici câteva zile împreună și ei au lucrat din greu de asemenea. They left America back in January of this year. Au părăsit America în ianuarie anul acesta. And are spending 11 months traveling the world. Și ei iau 11 luni ca să călătorească de-a lungul lumii. And spending 1 month in 11 different countries. În fiecare lună merg în țări diferite. And I would like them just to stand that I could might just introduce them to you because they are such an important part of our gathering here together today. Și vreau ca să-i prezint pe fiecare dintre ei să se ridice pentru că ei sunt parte importantă din întâlnirea noastră de astăzi. Okay, this is Danae and she is from North Carolina. Ea este Danae și vine din Carolina de Nord. This is Emma and she is from Tennessee. Emma din Tennessee. And this is, we call her Shekinah Glory, but her name is Shekinah. Noi Shekila from Baltimore, Maryland. Strălucirea gloriei lui Dumnezeu. And Dora? Dara, where is she? Oh, right there. Couldn't see you with the sunglasses. Dara, and she is from Idaho. That's Joshua back there. He's from the hot state of Arizona. El e din Arizona, din statul a fierbinte, Joshua. And I think he thinks that this has been cool compared to Arizona. Și eu cred că el se gândește că aici este răcoare comparativ cu Arizona. And that's Trevor back there videoing this, and he is from Chicago, Illinois. El e din Chicago, Illinois. Presently living in North Carolina. Acum în prezent locuiește în North Carolina. And this is Johnny. And he is from Tennessee also. Și el este Johnny și el vine din Tennessee de asemenea. And so these have been very, very special people who come to Romania to bring the love of Jesus. Aceștia sunt oamenii speciali care au venit în România ca să aducă dragostea Domnului Isus. My name is Clay. Numele meu este Clay. This is my wife Marlene. Ea este soția mea Marlene. We've been married 52 years. Suntem căsătoriți de 52 de ani. We have 5 happily married children. Noi avem 5 copii căsătoriți fericiți. We have 18 grandchildren. Avem 18 nepoți. We have a wonderful family. Avem o familie minunată. And every one of them know Jesus Christ personally today. Fiecare dintre ei astăzi îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos personal în prezent. And I believe one of the reasons why. Și cred că unul din motivele pentru care se întâmplă lucrul ăsta. Because of some of the things we want to share from you with you today from God's word. Este datorită lucrurilor pe care noi le vom împărtăși unele dintre ele cu dumneavoastră astăzi. I especially want to encourage you pastors and leaders in your church. Aș vrea în special să vă încurajez pe dumneavoastră păstori lideri din biserică. That you will take information that we give to you today. Ca să luați această informație pe care vă dăruim astăzi. And that you would preach and teach your people this message. Și să predicați și să învățați oamenii dumneavoastră aceste mesaje. And we're going to be talking about marriage. Și o să discutăm astăzi cu privire la căsnicie. We don't talk enough about marriage. Noi nu vorbim suficient despre căsnicie. And so marriage, even in Christian churches, oftentimes end in divorce. Not good. Căsnicia, chiar și în mediile creștine, adesea
sfârșește prin divorț. Nu este bine. And so God was the one who designed marriage. Marriage is his idea. Dumnezeu a fost acela care a planificat căsătoria. Este ideea lui Dumnezeu căsnicia. And God created the male man. Și Dumnezeu a creat omul bărbat. And God created the female man. Și Dumnezeu a creat femeia. We call them human beings, people. Noi îi numim ființe umane, oameni. And how he designed us with particular form and with function. We have a purpose, each one of us, male and female. Și Dumnezeu ne-a creat cu anumite forme și cu anumit scop, bărbat și femeie. And as we can tell from nature and marriage, that God created the man and the woman to be one. Și observăm că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia chiar prin natura lor ca să fie una. And before I give my wife an opportunity to share, și înainte ca să dau posibilitatea soției mele ca să împărtășească și ea, I want to show you this. Aș vrea să vă arăt lucrul acesta. I don't know if you know what you look like yet today, but now you know. Nu știu cum v-ați gândit că arătați astăzi, dar acum o să observați, o să vedeți. Yeah. What is this? Ce este asta? A mirror. O oglindă. A mirror, you reflect things in a mirror. You can you mirror it or you reflect it. Oglindești ceva, deci te vezi în această oglindă. We'll come back to this a little bit, but I just wanted us to know this. O să revenim la lucrul ăsta, dar am vrut doar să știți lucrul ăsta. Okay, we want to talk about 5 blessings of marriage. Bine, acum vrem să vorbim despre 5 binecuvântări ale căsniciei. The first blessing or the first purpose of marriage is to be able to reflect the image of God. Prima binecuvântare este aceasta de a putea reflecta chipul lui Dumnezeu. God said, "Let us make man and woman in our image." Dumnezeu a spus, haide să facem om după chipul și asemănarea noastră. This was God the Father, God the Son, God the Holy Spirit that he is talking with and to. Și când spune să facem, se referă la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca Trinitate. Want us to just think of a moment about that relationship that they had with each other. Aș vrea să vă gândiți un pic la ce relație este în această Trinitate. God the Father has this extravagant love. Dumnezeu Tatăl și această dragoste supremă a Lui. Jesus also was our passionate lover. De asemenea, Domnul Iisus, iubitorul până la capăt. We know the Holy Spirit is a comforter and comes alongside us with compassion and healing. Și cunoaștem pe Duhul Sfânt ca mângâietorul, plin de milă, care vine cu vindecare. This friendship and fellowship they had with each other was so great. Această părtășie și unitate dintre ei este atât de măreață. And it was their dream that we would be able to live in a very loving relationship with them. Încât visul lor este ca să ne unească pe noi în această relație de dragoste și de unitate. So it's a great blessing and privilege to know that we can reflect that image that they had. Așa că este o mare binecuvântare și un privilegiu să oglindim, să reflectăm această imagine, această relație a lor. God always lifted up Jesus, exalted him. Dumnezeu întotdeauna îl înalță pe Isus. Jesus always listened to his Father. Domnul Isus întotdeauna ascultă de Tatăl. Jesus lifted up the Holy Spirit and said he was going to come. Duhul Sfânt înalță, Domnul Iisus înalță, adică spune despre importanța Duhului Sfânt. The Holy Spirit always lifts up Jesus. Și Duhul Sfânt întotdeauna îl înalță pe Domnul Iisus. So this first blessing that we have this privilege to be able to reflect that relationship that they had with each other. Deci acesta este primul privilegiu pe care l-avem să oglindim, să reflectăm relația Trinității a Dumnezeirii.
There was never any competition or control. Între ei nu a existat niciodată competiție, dorința după control. There was never any quarreling or fighting or putting each other down. Acolo nu găsim ceartă, nu găsim că cineva înjosește pe altcineva. What a beautiful illustration it is for us as a married couple to follow that example. O ilustrație frumoasă este pentru noi ca în căsătorie să urmăm acest exemplu. We get this wonderful opportunity to really love and bless one another. Avem oportunitatea asta extraordinară de a ne binecuvânta unul pe altul. The scripture says over and over, bless the Lord and bless one another and even bless your enemies. Biblia spune în nenumărate rânduri, binecuvântați pe Domnul și binecuvântați-vă unul pe celălalt. Binecuvântați chiar și pe vrăjmașii voștri. Bless means to speak well of. A binecuvânta pe cineva înseamnă a vorbi de bine. So we have this wonderful opportunity to speak well and bless our partner. Așa că în căsnicie avem oportunitatea asta deosebită de a vorbi de bine partenerul nostru, de a-l binecuvânta. One of the goals in marriage is to remove all criticism. Unul din scopurile căsniciei este să fie înlăturată critica, orice critică. One of the most amazing things about being created in His image was this unbelievable power God gave us to speak. Cel mai uimitor lucru în acest privilegiu îl avem că Dumnezeu ne-a dat puterea să abilitatea de a vorbi, de a comunica prin vorbire. Only human beings have this possibility. Și doar ființa umană are posibilitatea aceasta. And our words bring such life. Și cuvintele noastre pot aduce atâta viață. Proverbs says what we say either brings life or death. În proverbe ni se spune că ceea ce rostim aduce ori binecuvântare, ori viață, ori moarte. This is a marriage conference, so we especially want to think in terms of the blessing it is to speak well of each other. Aceasta este o conferință de familie și de aceea ne vom referi foarte mult la a ne binecuvânta unul pe celălalt în cadrul căsniciei. God's word says that God created the man and the woman. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, so that together we would reflect His image. Ca împreună să oglindim imaginea lui, să reflectăm imaginea lui. Now, if a person isn't married, the man or the woman, they still can reflect the image of Jesus. Acum și cei necăsătoriți pot reflecta imaginea Domnului Isus în viața lor. Isn't that wonderful that men and women can reflect His image? Deci și bărbatul separat și femeia separat pot reflecta imaginea lui Dumnezeu și nu este acesta un lucru extraordinar? Every day we talk to men and women and we get to bless them with encouraging words. În fiecare zi avem de a face cu bărbați, cu femei, cu oameni, putem să aducem încurajare prin cuvintele noastre. It's amazing that the marriage union is God's most simple picture of God's love for the world and Christ's love for the church. Este uimitor că imaginea aceasta a căsniciei este reflectată prin și vrea să arate în căsnicie dragostea lui Dumnezeu pentru omenire și dragostea Domnului pentru biserică. When a man leaves his father and mother, the Bible says they become one flesh. Când omul lasă pe tata și pe mama, Biblia spune că vor deveni un singur trup. So God, husband and one wife equals one together. Deci un bărbat al lui Dumnezeu, o femeie al lui Dumnezeu împreună devin una. Now, something else I want to add as an aside for pastors. Acum mai vreau să adaug ceva la asta în special pentru păstori. We see here that the Bible tells us that man, husband, is head over wife. Și observăm că Biblia ne spune că bărbatul este cap, este lider peste soție. And that is a very wonderful
gentle gift that God created us to be. Și acesta este un lucru minunat, gentil, pe care Dumnezeu ne-a pus ca să fim. But the husband and wife together as one is head of the home. Dar bărbatul și femeia, soțul și soția împreună, sunt capul căminului. Bible teaches children obey your parents. Biblia ne spune copii ascultați de părinții voștri. Not just your father, not just your mother. Nu doar de mama, nu doar de tata. To do this, the husband and wife need to be one. Ca să se întâmple lucrul acesta, soțul și soția trebuie să fie una, mama și tata. Now, how is the husband the head of the wife? Cum este bărbatul capul soției? Jesus says, husbands, love your wife as Christ loved the church. Cuvântul ne spune, bărbaților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. How did Christ love the church? Cum și-a iubit Hristos biserica? He died for the church. A murit pentru biserică și a dat viața pentru ea. The ultimate sacrifice that a husband can make is to be able to love and serve and love his wife. Cel mai mare sacrificiu pe care poate să îl facă un soț este ca să iubească soția și să se sacrifice pentru ea. In America we say happy wife, happy life. În America noi spunem soție fericită, ai viață fericită. It is a wise man who will make his wife very happy. Este un bărbat înțelept care știe să o facă pe soție fericită. And so also on the wife's part. Și de asemenea și partea soției, the act of submitting to her husband is an act of worship unto God. Faptul că ea se supune soțului este un act care îl face înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Let me illustrate. Să vă dau o ilustrație. This is Marlene. Ea este Marlene. Also aici, known as Eve. Și de asemenea numele ei este Eva. And this is Clay. Și ăsta e Clay. Also known as Adam. Și cunoscut ca și Adam. Now God in the garden, God came up to Eve. Acum Dumnezeu în grădină a venit la Eva. Came up to Marlene. A venit la Marlene. And said, "You see Clay over there?" Și a spus, "Îl vezi pe Clay aici?" I created him. Eu l-am creat. I love him. Îl iubesc. He needs a lot of help. Are nevoie de mult ajutor. Would you do me a favor? Poți să-mi faci și mie o favoare? Would you help him for me? Îl poți ajuta pentru mine, de dragul meu? And that's what the scripture means when it's called a wife to submit herself unto her husband as unto the Lord. Asta vrea să ne spună cuvântul, că spune soților, supuneți-vă soților ca Domnului. And so when a husband lays down his wife life for his wife, atunci când soțul își dă viața lui pentru soție, the heart of a wife wants to respond to her husband. Automat inima soției dorește să răspundă față de soț cu aceeași dragoste. And the key to that is being one together. Și cheia aici este să fie una, împreună. We cannot emphasize that enough to you. Nu putem să accentuăm suficient de mult lucrul acesta pentru voi. I just wanted to add about the help piece. Vreau să adaug puțin doar la partea cu ajutorul. Because God said that He created Eve to be that helper. Fiindcă Biblia spune că a creat-o pe Eva să fie ajutor potrivit. In the original language, that help was like God's kind of help. În limba originală, ajutor se referă ajutorul lui Dumnezeu. God created a woman to want to come alongside and help her husband. Dumnezeu a creat-o pe femeie care să dorească să fie împreună cu soțul ei și de partea lui. Now sometimes what happens in a marriage, acum uneori ce se întâmplă în căsnicii, is the husband isn't always so open to the help. Este ca soțul să nu fie prea deschis pentru ajutorul ei. So this can be a growing area for the husbands to be more open to the help and ideas and suggestions of his wife. Așa că soții pot fi un pic mai deschiși pentru ajutorul, sugestiile, sfaturile soției, ca să poată fi ajutați.
Because it's true, God said the man did need the help. Pentru că este adevărat, Dumnezeu a spus că omul are nevoie de ajutor. Sometimes we can get a little filled with pride and say, I don't need anybody's help. Uneori putem fi tentați să fim mândri și să spunem, n-am nevoie de ajutor. But we always need each other's help. Dar să știți că întotdeauna vom avea nevoie de ajutorul celuilalt. Now it's very important for the wives to not give too much help. Și pentru soții, foarte important de reținut să nu ofere prea mult ajutor. Too many suggestions, too many prea multe ideas sugestii, all the time. Prea multe idei, tot timpul și tot timpul. Amen. But to be, a little bit more selective. Și să fie și ele un pic mai selective. And I find it helpful to say to my husband, eu găsesc de ajutor să spun soțului meu, I think there's something that would be helpful. Are you open to hear it? Știi, cred că e ceva care te-ar putea ajuta. Vrei să auzi? We do that with ce-i vorba. We do that with our married children also. Și așa acționăm și cu ai noștri copii care sunt căsătoriți. We think that we'd like to share something with you that would be helpful. Are you open for it? Le zicem mai întâi ceva de genul acesta. Noi credem că vă putem spune ceva care vă va fi de ajutor. Vreți să știți ce despre ce e vorba? And being the wise man that I am, și eu fiind omul înțelept, my wife is a big, big helper. Soția este un mare, mare ajutor pentru mine. And so we do something like this together. Și facem lucruri de genul acesta împreună. And it is a wonderful model to the church. Și este un model minunat pentru biserică. I encourage you pastors to consider such an idea. Aș vrea voi care sunteți lideri să luați în considerare această idee. So one of the great purposes for God in a biblical marriage is to reflect God. Unul dintre aspectele, ilustrațiile cele mai puternice a căsniciei este ca să îl oglindim pe Dumnezeu. Remember Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus a spus, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. So what God intended way back in the beginning was that the husband and the wife would reflect God. Și ceea ce a intenționat Dumnezeu încă de la început, ca soțul și soția în căsnicie să îl oglindească pe Dumnezeu. Now there are three very practical reasons or blessings that come from God in a biblical marriage. Deci sunt patru lucruri, beneficii care vin de la Dumnezeu în cadrul căsniciei. In Genesis 1:28, în Geneza 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. What we were talking about in the beginning was Genesis 1:26, 1:27, 1:28. Apoi, deci o vorbim aici din Geneza 1:26, 27, 28. O să citim și 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. So a second purpose that God designed for a husband and wife to be truly one. Deci al doilea scop pentru care Dumnezeu l-a creat soțul și soția ca să fie împreună, that together, ca împreună, they could raise godly Christian children. Să crească copii creștini evlavioși. Children are a gift from God. Copiii sunt daruri de la Dumnezeu. And every one of us in here today are God's children. Și fiecare dintre noi care suntem aici suntem copii ai lui Dumnezeu. No matter how old we are still God's kids. Nu contează cât de în vârstă suntem, rămânem copii ai lui Dumnezeu. And he loves each and every one of us. Și el ne iubește pe fiecare dintre noi.
So he does not see me as an old man. Așa că el nu mă vede pe mine ca și un om înaintat în vârstă. He sees me as a little boy. El mă vede ca un băiețel. His child. Sunt copilul lui. So it's a good thought. E un gând bun. And if you will turn right to right Malachi. Și dacă deschidem la Maleachi 2, chapter 2, verses 13, 14, and 15. Capitolul 2, versetul 13, 14 și 15. I want God's word to shock you with these words. Aș vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să vă șocheze, să vă lovească cu aceste cuvinte. To pay close attention to the word of God. Să dați atenție foarte mare acestui cuvânt al lui Dumnezeu. And beginning with chapter 2, verse 13. Începem de la versetul 13. And I want to read it in English because maybe yes, you can. I want to at least not somewhere. Okay, and this is the second thing you do. Iată acum al doilea lucru care îl faceți. You cover the altar of the Lord with tears. Acoperiți altarul Domnului cu lacrimi. With weeping and crying. Cu plânset și cu gemet. So he does not regard your offering anymore. Și el așa că nu se mai uită la darurile de mâncare. Nor receive it with goodwill from your hands. Nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. I asked the question. Și m-am întrebat. What would make a man cry? Ce îl face pe om să plângă? Le-am pus această întrebare. It appears that these people are crying out to God. Se pare că acești bărbați strigau la Dumnezeu. They must be really struggling or having a difficult time. Se pare că aveau frământări, treceau prin vremuri dificile. And they're crying out, and they're crying out to God. Și strigau la Dumnezeu. And God is not listening to them. Și Dumnezeu nu mai era acela care se ascultă. And so they say, why? Și ei se întrebau de ce? And see what God says in verse 14. Și uitați ce spune Domnul în versetul 14. Because the Lord has been a witness between you. Pentru că Domnul a fost martor între tine. Between you and the wife of your youth. Între tine și soția, nevasta tinereții tale. With whom you have dealt treacherously. Căreia acum nu ești credincios. You have not treated her lovingly. Nu ai tratat-o cu iubire. You have not treated her well. N-ai tratat-o bine. You have been mean. Ai fost răutăcios. Very difficult for her. I-ai făcut o viață grea. And the word of God says, yet she is your companion. Și cuvântul continuă și spune, măcar că este tovarășa ta. And your wife by covenant. Și soția prin legământ. Covenant means that was God's idea. Legământ înseamnă că a fost ideea lui Dumnezeu. Husband and wife was God's idea, and God brings the husband and wife together. Soția și soțul în căsnicie era a fost ideea lui Dumnezeu ca să te aducă împreună. Not the Romanian government. Nu guvernul românesc. Not the American traditional way. Nu tradiția americană. It is God who brings a husband and a wife este together. Este Dumnezeu care pune soțul și soția împreună. And many people do not even know that. Și mulți oameni nici măcar nu știu acest adevăr. And then look at verse 15. Did not God make them one? Nu i-a făcut Dumnezeu unul? Having a remnant of the Spirit? Și având suflare de viață? And why one? Și de ce unul? Here's the answer. Uitați răspunsul. God seeks godly offspring. Dumnezeu vede sau caută sămânță dumnezeiască. That is children. Asta înseamnă, se referă la copii. Children are so important to God. Copiii sunt atât de importanți la Dumnezeu. Because he wants them to grow up to know him and to be able to live and enjoy this world that God created for them. Pentru că el vrea ca ei să crească cunoscându-l pe el și să se bucure de ceea ce Dumnezeu a creat în viața aceasta pentru ei. And the key to that is a husband and wife, now a dad and a mom, who love one another.
Și cheia este aici ca să aibă un tată și o mamă care se iubesc unul pe celălalt. Very, very important. This is very, very important. Acest lucru este foarte, foarte important. Now, I wanted, we suggested that we take just a minute to consider some important things that parents need to do together in raising their child. Aș vrea să ne luăm puțin timp, să luăm în considerare lucrul acesta și să discutăm despre câteva lucruri pe care soțul și soția ar trebui să le facă împreună. This is especially good for young people who are not married or do not have children yet. Asta va fi bine pentru cei care încă nu sunt căsătoriți sau pentru cei care încă nu au copii. I think God gives us the option to ask the question, what is the vision for my child? Așa că Dumnezeu cred că ne dă voie ca să ne punem această întrebare. Care este viziunea pentru copilul meu? Ce viziune am eu cu privire la copilul meu? We ask ourselves, what do we want our sons and our daughters to be like when they become 18, the age of adulthood? Ne punem această întrebare, părinții. Ce dorim noi ca copilul nostru să devină când ajunge la vârsta de 18 ani. We all are acquainted with Proverbs 29:19. Și de asemenea, dacă privim în Proverbe 29:19, which says without a vision the people perish. Unde spune că și poporul fără viziune piere. Without a vision or a revelation, fără viziune sau fără descoperire, people perish or cast off restraint, become rebellious. Deci poporul piere sau își pierde direcția. But blessed is the one who keeps the law. Dar binecuvântat este omul care ține legea. Keeping the word of God. Păstrând cuvântul lui Dumnezeu, ai direcție în viață. So just for your own thinking here, we'd like to share with you a couple of these ideas. Așa că doar pentru gândirea noastră aș vrea ca să împărtășim câteva idei cu privire la lucrul acesta. If you have a pen, we have scripture verse for each one, really quick. Dacă vă luați notițe, avem și referințe biblice pentru fiecare dintre ele. Number one, a faith that makes sense. O credință care să aibă sens. In other words, it's logical to me. Cu alte cuvinte, e logic pentru mine. Romans 8:28 says, Romani 8:28 spune, for we know that all things. Noi știm că toate lucrurile, noi știm. We know. Noi știm. So in Christ, the Bible is very logical. It works, it makes sense. Biblia este foarte logică, are sens. În Hristos. Applicable. Este aplicabilă pentru viață. You never want your child to say, I wish I were not a Christian. Tu nu vrei să ajungă copilul tău să spună la un moment dat, mi-aș fi dorit ca să nu fi fost creștin. God's word is good news. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este vestea bună. Happy news. Este o veste plină de bucurie. News about life and joy and peace. Veste cu privire la viață, la pace, la bucurie. You want your children to grow up and know that following God is very smart and very good. Tu vrei ca copiii tăi să ajungă la concluzia că a-L urma pe Domnul este foarte bine și foarte înțelept. We think the second reason is a biblical view of ourselves. Numărul 2 este o biblical self-image. O viziune cu privire la tine, o imagine proprie cu privire la tine din perspectivă biblică. Oftentimes we Christians find ourselves, we don't think well of ourselves. Adesea noi ca și creștini nu avem o părere bună despre noi, nu ne gândim bine, nu ne vedem bine. We live with shame or guilt. Trăim în rușine, în vinovăție. But God's word suggests to us, dar cuvântul lui Dumnezeu ne sugerează, that He loves us, that He values us, that He forgives us. Că ne apreciază, avem valoare. The verse for this is John 3:16. Versetul cu privire la punctul 2 aici este Ioan 3:16. Deci o imagine bună din perspectivă biblică cu privire la tine. Now, do we have a right to say I do not like what God loves?
Avem oare permisiunea să spunem nu-mi place ceea ce Dumnezeu iubește? And if God so loved the world that he gave his son for you and for me, dacă Dumnezeu așa de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru tine și pentru mine, if God loves me, shouldn't I love me? Dacă Dumnezeu mă iubește pe mine, oare n-ar trebui și eu să mă iubesc? And there I am open for Holy Spirit to move powerfully atunci through my life. Voi lăsa, voi permite Duhului Sfânt ca să se miște în libertate în viața mea. Not because I am or our children are good looking or smart or rich. Nu pentru că noi arătăm bine, inteligenți și bogați. Nu datorită acestui fapt. It's because of who I am in Christ. Ceea ce sunt eu în Hristos. And it's part of the great commandment. Și este parte din marea însărcinare. To love our neighbor. Să ne iubim aproapele. How? Cum să iubești aproapele? Cum te? As we love cum te iubești ourselves. Pe tine? Cum ne iubim pe noi înșine? It's in the Bible. Este în Biblie. And number three is communicate effectively. Very important. James 1:9. Numărul 3, să comunici eficient. Iacov 1:19. Comunicare eficientă. James 1:19 says slow to speak. Încet la vorbire, spune Iacov 1:19. Quick to listen. Și să fii foarte rapid la ascultare. Session number 2 after our time together, we're going to talk about this. Very important in marriage. Sesiunea deci următoare, numărul 2, o să vorbim despre asta, foarte important pentru căsnicie. There are others, but one more that I want to mention that I think is very important. Mai am mai multe aici, dar aș vrea să menționez una care este consider că este foarte importantă. Is that our children need to learn a biblical view of sex. Este că și copiii noștri trebuie să învețe și să aibă o privire biblică cu privire la relațiile intime, la sex. Sex is God's idea. Sexul este ideea lui Dumnezeu. We should not find it difficult to talk about that which God created. N-ar trebui să ne fie dificil să vorbim despre ceva ceea ce Dumnezeu a creat. A misuse of sex creates all kinds of problems around the world. Sexul folosit într-un mod greșit creează tot felul de probleme în întreaga lume. Abuse. Abuz. And shame and guilt. Rușine, vinovăție. Diseases, unwanted pregnancies, abortions. Sarcini nedorite, avorturi. But sex in God's idea, in God's plan. Dar sexul în ideea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în limitele stabilite de El. Is a wonderful, wonderful este gift. Un dar extraordinar de minunat. I suggest to you. Eu vă sugerez. Is that if anybody, any married couple, ought to enjoy sex, it ought to be Christian married couples. Că dacă cineva ar trebui să se bucure cu adevărat de relațiile sexuale, ar trebui să fie căsniciile sau căsătoriții creștini. Our children today need to understand what God says about sex. Copiii noștri trebuie să înțeleagă ce are de spus Biblia cu privire la sex. Then the next one, honey. So that's Sue. The second purpose is, with God's help, together raise wonderful Christian children. Deci, acesta este al doilea capitol mare în căsnicie. Motivul căsniciei este ca să crească copii minunați, extraordinari. Okay. The next one we want to talk about is the blessing of becoming passionate best friends. Următorul lucru despre care vrem să vorbim este să devenim în mod pasional cei mai buni prieteni. Companionship in marriage is such a blessing and purpose of God. Întovărășirea, faptul de a fi cel mai bun amic, cea mai bună companie a celuilalt în căsnicie este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Want to talk about one thing that always destroys that companionship. Și vreau să vorbesc despre un lucru care întotdeauna strică această prietenie dintre cei doi. What do you think is the number one reason when divorces happen?
Care credeți că ar fi criza numărul 1 din cauza căruia sunt divorțuri? When couples are not happy. Când cuplul nu se mai înțelege, oare care ar fi motivul numărul 1? What do you think is the ce părere aveți? Basic problem. Care e? Comunicarea, communication or infidelity? Those are good responses. Răspunsuri bune. Relația. The relationship. That's good. But I'm thinking about self-centeredness. Este egocentrismul. Selfishness. Egoismul. Centrarea pe sine. Pride. Mândria. That really becomes the most reasons why couples don't do well. Asta devine cea mai mare piedică ca să nu se mai înțeleagă cuplul. Everyone is very surprised when they get into marriage and find out fiecare este surprins când ajunge să fie căsătorit și să descopere how selfish the other person is. Cât de egoistă este cealaltă persoană, de fapt. How selfish we are also. Sau să descoperim cât de egoiști suntem noi. It's unexpected. E ceva de neașteptat, parcă nu ne așteptăm la asta. You don't anticipate that when you get married. Când te căsătorești, nu anticipezi așa ceva. When you're dating, you always kind of show your best side. Când ești doar la timpul de întâlniri dinainte de căsătorie, încerci să-ți arăți totdeauna partea cea mai bună a ta. But we have that self-centered piece in us. Dar avem această bucățică de egocentrism în noi, înșine. And God wants us to become very aware of this. Și Dumnezeu vrea să conștientizăm asta foarte bine. Because selfishness is always thinking about me. Fiindcă egoismul înseamnă să mă gândesc întotdeauna numai la mine. I think my needs and desires are more important than my spouse's. Și anume să mă gândesc că dorința, nevoia mea este mult mai importantă decât cea a partenerului meu. You see, real love is about thinking about the other person. Vedeți, dragostea adevărată înseamnă să te gândești la folosul celelalte persoane. We need God's help to do this. Și pentru asta, să realizăm aceasta, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. The needs and the desires are very different from a husband and a wife. Nevoile și dorințele sunt foarte diferite ale soțului și ale soției. It's important that we study and find out these differences. Și este important să studiem și să aflăm care sunt aceste diferențe. For example, most women always like to do a lot of talking and sharing emotionally. De exemplu, femeilor le place foarte mult să în mod emoțional să vorbească mult. Every time a husband is willing to listen and respond to his wife. De câte ori soțul poate să asculte și să răspundă frumos soției, she's going to feel very special. Ea se va simți foarte specială că e ascultată. Every single time a wife responds to her husband, ori de câte ori soția răspunde soțului, in a physical sexual way, într-un mod mai fizic și cu tendință sexuală, he feels special. El atunci se simte special. It's we're always wanting to think about the other person. Așa că aș vrea să ne gândim fiecare la ce are nevoie celălalt cel mai mult. Now this takes the help of God every day. Bineînțeles că pentru asta ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi. A wife often wants the security of knowing she's going to be taken care of. O soție de multe ori are nevoie de reasigurare că este îngrijită bine, că are ce-i trebuie, nevoile de toate zilele. It's important to her that her children and that she is taken care of financially. Este important pentru ea să aibă siguranța aceea financiară pentru ea, pentru copii, pentru familie. Now the husband wants very much for the wife and the children to give him support and respect. Soțul se așteaptă și dorește foarte mult respectul soției și a copiilor și încrederea. When the husband comes home from working hard, to be warmly welcomed and received. Să fie sprijinit când vine acasă de la serviciu, să fie primit bine, cu căldură, primit bine în casa lui. We as wives can teach our children, Dad's home, let's go give him a hug. Și soția poate ajuta copiii să spună, Tata a venit acasă, haide să mergem să-l îmbrățișăm. Again, it's becoming aware of the other person's needs and desires. Din nou, aici se cere să fii conștient, să fii
să înțelegi nevoia celuilalt. A wife very much wants to know that the husband is committed to the family. Soția are nevoie să știe sigur că soțul este devotat familiei. She wants to know that the family is more important to her than even his work. Ea vrea să știe că familia pentru el este mai importantă și decât locul de muncă. It's God's intention that the husband and wife give each other the most support and energy. Este important ca să știm că Dumnezeu vrea ca soțul și soția să-și acorde sprijin reciproc și energie reciprocă. Every other relationship that we have takes from us energy. Orice alte relație care avem ia din noi energie pentru ceilalți. But God's plan is that we would be there for each other and give each other that energy. Dar în căsnicie, scopul lui Dumnezeu este să hrănim cu energie pe celălalt, unul pe celălalt, să se hrănească reciproc. The husband very much desires and needs respect from the children and from his wife. Soțul tânjește sau dorește foarte mult respectul, cinstea din partea soției, a copiilor. And most of that will be done with our words. Și cel mai mult aceasta se va arăta prin cuvintele care îi se spun. Again, the power of our words din nou, to bring repet, life. Repet că importanța cea mai mare este de a aduce viață prin cuvintele noastre. I hope that you will have a greater desire to know and to want to meet those desires of your spouse. Sper că aveți și dorința ca să împliniți nevoile și dorințele partenerului de viață. This will bring great blessing to your relationship. Aceasta va aduce o mare binecuvântare în relație. Again, marriage is meant to bring about so much enjoyment. Căsnicia este menită să aducă atâta bucurie și împlinire. He is my best friend. El este cel mai bun prieten al meu. But it's taken a lot of work. Dar pentru asta trebuie să și lucrezi, să faci ceva la asta. A lot of love. Nu vine de la sine. Trebuie să acorzi multă iubire. A lot of forgiveness. Să ierți mult. Ephesians 4:31 says to get rid of all bitterness. Efeseni 4:31 spune lepădați orice amărăciune. All anger. Orice mânie sau iuțime. Harsh words. Cuvinte aspre. And slander. Și batjocuri. It says instead be kind to each other. Să dispară de la voi, dimpotrivă, fiți buni unii cu ceilalți. Tender hearted and forgiving one another. Iubitori, îndurători, blânzi unul cu. Just as God through Christ forgave us. Și iertați-vă unul pe celălalt, tot așa cum Hristos ne-a iertat pe noi. See, God so freely gives us his forgiveness. Vedeți, Dumnezeu ne acordă nouă iertarea lui în dar. And in that same way, God wants us to give each other the gift of forgiveness. Și tot așa Dumnezeu dorește ca noi în căsnicie să ne dăruim iertare unul celuilalt. It's very easy to pick up an offense from our spouse. E așa ușor să ne simțim ofensați de partenerul nostru. But the Bible says to don't go to bed angry. Biblia spune nu cumva să lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu vă duceți la culcare supărați. Because if you do, you will give a foothold to the enemy. Pentru că dacă vă veți duce la culcare supărați, veți da un loc diavolului de acces. Learn to talk out your issues. Învățați-vă să vă comunicați problemele. Be quick to forgive. Și iertați-vă mai repede unul pe celălalt. Don't hold on to grudges. Nu țineți mânia. În favoare și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. We should ask the question, are we growing in favor of our spouse? Ar trebui să ne punem întrebarea, oare sunt tot mai plăcută partenerului meu sau tot mai plăcut? Sunt tot mai mult în favoarea lui? Becoming a little bit more like Christ. Și dacă da, devin tot mai asemănător cu Hristos în caracter. The last practical reason for God's purpose and blessing in marriage. Unul dintre ultimele motive a scopului pe care Dumnezeu le are cu privire la căsnicie is that we would learn how to live each and every day
together managing God's resources that He's given to us. Este ca să trăim împreună zi de zi și să putem să administrăm resursele pe care Dumnezeu ni le dă. Genesis 1:28 says, and you can read that. Și Geneza 1 cu 18, 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. So it was the male and the female together that were given responsibility over the things of this earth. Bărbatului și femeii i-a dat Dumnezeu această responsabilitate să stăpânească pe pământ. Now we know that Jesus came to heaven not just to take us to came from heaven not just to take us to heaven. Știm că Domnul Iisus Hristos n-a venit din cer doar ca să ne ducă pe noi în cer. He came to heaven, a venit din cer, to put heaven into our own heart, ca să aducă cerul în inimile noastre. As we live on the earth, în timp ce trăim pe pământ, that we would enjoy and be blessed by the earth. În viața aceasta să ne bucurăm și să fim binecuvântați pe pământ. Men and women are very different. Acum bărbatul și femeia sunt foarte diferiți. We could move a table like that into our house and a man would be very comfortable. Putem să punem o masă ca aceasta în casă și bărbatul să fie foarte mulțumit, confortabil. The lady is going to come and put a doily on it or some sort of a flower. Dar femeia va veni și va pune ceva acolo, niște flori, altceva. We're very different. Suntem foarte diferiți. You know what I mean? Înțelegeți ce vreau să spun. And also when it comes to money. Și de asemenea când ajungem la capitolul bani. How important it is for us to pray, to save, and to spend money. Este pentru noi este ca să ne rugăm și să economisim bani. When we are in agreement together. Când luăm această hotărâre împreună. There has been times that I have gone and bought something expensive without talking to my wife. Au fost momente când m-am dus și am cumpărat ceva scump fără ca să mă consult cu soția mea. Not a good idea. Nu a fost idee bună. There's been times my wife has gone shopping, didn't talk to me. Au fost momente când soția mea s-a dus la cumpărături fără să-mi spună. She thought that was a very good idea. Și ea a crezut că asta a fost o idee foarte bună. And often we would buy things very quickly without praying about it or talking about it. Adesea noi ne aruncăm și facem cumpărături foarte rapid, fără să gândim, fără să ne rugăm cu privire la lucrul respectiv. And so now we have learned. Deci acum noi am învățat. We agree to anything what we would consider expensive. Noi ne punem de acord cu toate lucrurile pe care noi le considerăm scumpe. We don't buy it unless we both agree. Nu cumpărăm până când nu cădem de acord. And most often we will wait at least 24 hours before we decide to buy something. Și adesea așteptăm cel puțin 24 de ore până când facem cumpărăm lucrul respectiv. So God wants us not only to enjoy each other physically and emotionally, but to enjoy living life. Deci Dumnezeu vrea nu doar să ne bucurăm fizic, emoțional, unul de celălalt, dar împreună să ne putem bucura și de viață. So we are God's steward of all that He has created. Deci noi suntem administratorii lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a creat. So husband and wife are one. Soțul și soția sunt una. The children together, they learn. Învățăm. The church together, as the church grows and learns these things. Biserica împreună învață toate aceste lucruri. We become a real blessing to the world out there who does not know Jesus Christ. Devenim o mare binecuvântare pentru lumea de acolo care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. So accepting Jesus Christ doesn't mean that they are just saved and ready to go to heaven, which is a wonderful thing. Deci a-L accepta pe Domnul Iisus Hristos nu are de-a face doar ca să-L accepți în viața ta, să fii mântuit și să fii gata să pleci în cer. Ceea ce este un lucru foarte frumos. That is a blessing that we receive from God, not from each other. Și această binecuvântare este o primim direct de la Dumnezeu, nu unul de la celălalt.
You see, so God is desires that we would really enjoy this world. A fost și este ca să ne bucurăm cu adevărat de viață. Now we're talking foundation. We're not talking about people who never get married that acum, they cannot enjoy life. Noi vorbim în lucruri generale aici, fundamentale. Nu discutăm despre oameni care niciodată nu se căsătoresc. In fact, we have been told and we would tell you today. Deci de fapt ni s-a spus și o să vă spunem noi astăzi. Marriage never made anybody happy. Căsnicia nu face pe nimeni fericit. See, marriage is God's idea. It is a great idea. Observați, căsătoria este ideea lui Dumnezeu, este o idee genială, grozavă. Jesus Christ makes people happy. Domnul Iisus face oamenii fericiți. He gives peace and joy. El aduce pace, el aduce bucurie interioară. Laughter. Și chiar să te bucuri, bucurie, râse. And enjoyment in life. Și bucurie în viață. And therefore I want to find someone just like that. Și de aceea eu vreau să găsesc o altă persoană de sex opus la fel care are aceeași valori. So never get married to hopefully to find happiness. Să nu vă căsătoriți cumva să vă găsiți fericirea. Only happiness can be found in Jesus. Fericirea se poate găsi doar în relația ta personală cu Iisus Hristos. And together we share that. That's what the church is all about. Și împreună noi împărtășim lucrul acesta, despre asta e vorba de fapt în biserică. And just one last thing that I think is very important and we'll take a break. Înainte de pauză, un lucru care eu consider că este foarte important. Is that the marriage union este unirea în căsătorie is the perfect model for the mystery of Christ and his love for the church. Este un model, o ilustrație dintre Hristos și biserica lui. Extraordinar de frumos. And the church ought to be built around Jesus Christ and his love. Și biserica este în jurul Domnului Iisus Hristos și a dragostei lui. The happiest people in the church ought to be God's children. Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt copiii lui Dumnezeu. And as those people meet and get married, they are blessed. Și acești oameni care se întâlnesc, se căsătoresc, sunt fericiți, binecuvântați. And so your marriage portrays Christ's love for the church. Căsnicia ta ilustrează dragostea dintre Hristos și biserica lui, unirea dintre Hristos și biserică. And we read from Ephesians 5, și dacă ne uităm în Efeseni capitolul 5, verse 25, versetul 25, and reading down through, și citim până la 32. And you read it in o să citim în românește. Bărbaților sau soților, iubiți-vă soțiile cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și soții soțiile lor, ca pe trupurile lor. Cine își iubește soția, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Amin. Amen. This portion of scripture is about marriage. Această porțiune din scriptură este cu privire la căsnicie. Verse 32 says this is a great mystery. În versetul 32 spune că este o mare taină lucrul acesta. But I am speak concerning Christ and the church.
și vorbește aici despre Hristos și biserică. In conclusion, în concluzie, marriage perhaps is more important than you have ever thought. Căsătoria este mai importantă decât te-ai gândit tu vreodată. It is very important. Este foarte importantă. Some words that we have heard since coming to Europe. Unele cuvinte pe care le-am auzit de când am ajuns în Europa. Is that we don't hear much about marriage and the Bible. Este că nu prea auzim prea mult vorbindu-se despre căsnicia biblică. There is so much to learn about Christ and his love through marriage. Este atât de mult de învățat cu privire la Hristos și biserica lui în cadrul sau din căsnicie. And there is so much for us to learn about marriage through Christ's love. Și este așa de mult de învățat în căsnicie cu privire la dragostea lui Hristos. And then we want to realize too that the Holy Spirit works through us when we are truly united and in harmony with one another. Vrem să știm că Duhul Sfânt lucrează cu adevărat în noi atunci când noi suntem împreună în armonie unul cu celălalt, în unitate. Realize that your marriage is taking place on a spiritual battlefield. Să realizezi că căsnicia ta se află pe un câmp de bătălie. Satan does not want you to have a biblical marriage. Satan nu vrea ca tu să ai o căsnicie biblică. So we will talk in next session of how we can work on a daily basis to have a very strong biblical marriage. Așa că o să discutăm în continuare după pauză despre cum să lucrăm zilnic ca să avem o căsnicie puternică pe baze biblice. Not American marriage, not a Romanian marriage. Nu căsnicii americane, nu căsnicii românești. Biblical marriage. Ci căsnicii biblice. And so your spouse is never the enemy. Așa că înțelege că partenerul tău niciodată nu este dușmanul tău. Your spouse is never the enemy. Partenerul nu este dușmanul tău niciodată. There is an enemy. Există un dușman. Ai un dușman. But we are more than conquerors through Christ. Dar noi suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos. Amen. Does anybody have any comments or questions? Are cineva comentarii sau cu privire la ceea ce am vorbit până acum sau întrebări? What we don't know, Vivi and Johnny do know. Ceea ce nu știm, noi știe Vivi și Johnny. Adică în românește, să traducem ce spun ei. This means, we will tell them in Romanian what you will answer in English. Anybody before we take a break? Este cineva înainte ca să luăm o pauză? Întrebări? Completări, comentarii? Don't be bashful. Este o imagine despre familia yes. tradițională. An image about the tradition family. Da. În ziua de astăzi sunt multe familii cu diferite probleme. Oameni care merg departe la servicii, separați, pleacă în țări străine, în localități străine. Și asta poate afecta relațiile de căsătorie. Copiii, de asemenea, pleacă în locuri diferite. Își pierd serviciul unii. Sunt probleme care afectează sănătatea, probleme de sănătate. There are problems who can affect marriage. Actually. Yes. Even health issues or. Yes. Mm-hmm. Very. That's very, very true. Este foarte, foarte adevărat acest lucru. This is where the strong, loving, caring, supporting church comes in. Aici vine în scenă o biserică iubitoare și căreia îi pasă. De membrii ei. We have worked with the American military in Okinawa, Japan. Am lucrat cu militarii americani în Japonia. And they're being deployed all the time, leaving their families behind. Și întotdeauna ei plecau lăsând familiile în urmă. Huge temptation, huge problems. Ispite mari, probleme mari. The one answer to all of that. Un răspuns pentru toate aceste lucruri.
is called the Neighborhood Church in Okinawa. Era biserica în vecinătate, acolo unde stăteau ei, erau în la lucru. The people come and they worship the Lord, but they are also realize that there are, as you say, single parents out there, broken people, unemployed people, all these kinds of things. Acolo s-adunau oamenii la închinare, la rugăciune, dar au conștientizat că oamenii ăștia vin acolo și au nevoie de ajutor. There's you know, but the core, the foundation, dar fundația of relationships is husband and wife. Relație este soțul și soția. În roman spune Biblia despre relația între soț și soție să fie nedespărțiți unul de celălalt cu voiere sau înțelegere prin anumite nevoi. Lucrul pe care îl vedem, relația între Eva și Adam, nu știm câtă relație a avut verbală între ei. Dar prima relație verbală a femeii n-a avut-o cu omul, ci cu un străin. Ceea ce denotă nu că femeia ar fi de vină, dar totdeauna femeia trebuia să comunice prima dată cu cel mai apropiat prieten al ei, nu cu un străin. Asta e o cauză generală. This is a general cause when we look for strangers to communicate better than the spouse. That's very, very important what you're saying. Foarte, foarte important ce ați spus. God does want us to look to each other for that support and help. Dumnezeu vrea să căutăm unul în celălalt sprijinul când e nevoie și ajutorul. Again, when people have to be separated. Din nou, când oamenii n-au încotro și trebuie să fie separați de anumite împrejurări. They can still keep their commitment, their covenant. Poate să-și păstreze legământul și așa unul cu celălalt. And pray și să se roage mult, and pray that God will make a way that they can be together. Să facă o cale să fie mai mult împreună, să nu mai fie despărțiți atâta. We believe in miracles. Noi credem în minuni. And my opinion is there is no reason why a couple have to go through divorce. Părerea mea este că nu există niciun motiv pentru care un cuplu să ajungă la despărțire, la divorț. There's always help from God, from His Word, and through the Holy Spirit. Întotdeauna există soluții la Dumnezeu prin Cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. And it happens. Divorce happens. Și sin happens. Păcatul, vedem că se întâmplă. But we offer a message of hope. You don't have to make some of the choices you're making. Make good choices. Noi acordăm mesajul speranței. Nu este nevoie de lucrul ăsta. Întotdeauna există o altă soluție. There are times, however, when one person just is determined they're going to go their own way. Totuși sunt momente când unul din cei doi hotărăște să plece. They're not going to listen to God. They're not going to listen to anyone. Dumnezeu, nu vrea să mă asculte de nimeni. And sometimes there are situations where maybe one partner is very, very cruel and abusive. Sunt situații când o persoană este foarte abuzivă cu cealaltă persoană. And so in those situations, sometimes the only safe thing that either one of them can do, care poate face oricare dintre ei, is to separate. Este să se separe o perioadă. God doesn't want any person to live in the cruelty and abuses of the other person. Ca o persoană să rămână sub cruditatea acțiunilor altei persoane. That's not God's purpose. Nu este scopul lui Dumnezeu. Jesus said that divorce was granted by Moses because of the hardness of their heart. Domnul Iisus spune că Moise a lăsat să se facă o carte de despărțire din cauza împietririi inimii omului. It was never God in God's heart. Dar niciodată n-a fost în inima lui Dumnezeu acest lucru. We want to talk about what's in God's heart and encourage us to be that way. Noi vrem să vorbim despre ce este în inima lui Dumnezeu și să noi să ne încurajăm să fim așa cum îi place lui Dumnezeu după inima lui. We hope you'll be inspired to be even more loving and kind to yourself. Eu sper ca voi să fiți inspirați să fiți chiar mai
buni unul cu celălalt în căsnicia voastră, mai blânzi unul cu celălalt. Listen well to each other. Ascultați-vă mai mult unul pe celălalt când vorbește celălalt. To help prevent the partner from wanting to leave. Preveniți dorința partenerului de a părăsi relația. Question, comment. În vechime Moise a lăsat. In the Old Testament, Moses left. Între soți și soție o carte de despărțire. A note of separation. Cartea Malachi, în Marenia Domnului Iisus, este o perioadă de câteva sute de ani. And Jesus coming, it's a period. Și Dumnezeu spune că Dumnezeu spune, nu spune nici Moise, nici legea, că urăște despărțirile în căsătorie. Și ce a unit Dumnezeu, omul are voie să despartă. Este poruncă divină. Dar influența psihologică, demonică, firească, fie la soț sau soție, intervine în urma faptului că persoana respectivă pierde relația cu Dumnezeu și cu cel de lângă ea. Și până la urmă, cel care vrea să se umilească și să recunoască, pentru că în Filipeni spune, aduceți îngrijorările voastre la picioarele mele și eu mă voi îngriji de el. Când omul se coboară și se zmerește, intervine autoritatea lui Dumnezeu în luptă împotriva diavolului. Pentru că dacă în Efeseni spune că să ne înarmăm cu armătura, cu toate armele Duhului Sfânt, avem de luptă dusă. Avem de dus o luptă împreună cu Dumnezeu și nu fără Dumnezeu. Yes, amen. He is ready. Amen. To stand here with his wife and teach about marriage. Cred că este pregătit fratele să stea împreună cu soția și chiar să spună și la alții să învețe din căsătorie. People need to know. Oamenii au nevoie să cunoască what God is saying about this important thing. Despre lucrurile astea importante. Because marriage is in America almost is moving away. People are just living together without marriage. For Christian also. Christians many times, unfortunately, yes. Now many of them are coming to Christ. And those who are serious, they get married or they separate until they. But too many people are not. Marriage is also not forever in the States. În America căsnicia nu este pentru toată viața. There's a realization that, well, I will grow tired of my wife and we'll go. She goes one way, I'll go the other way. And then remarry somebody else. So wedding day, big celebration on the wedding day, big celebration. And so a great witness is going to be a happy marriage. Așa că o mărturie bună este o căsnicie împlinită. One man, one woman being satisfied by each other for a lifetime. Care să fie mulțumiți și satisfăcuți de prezența celuilalt pe termen de o viață. Amen. Dacă mai este îngăduit, doar pentru câteva cuvinte. Vă rog și vă mulțumesc. Please and thank you. Am avut experiențe pentru a intervenit cu prima soție pentru că sunt la a doua căsătorie cu soția prezentă. Când a trebuit să mergem undeva unde locuiam în Oltenia, nu țineam cont că erau familii creștine sau că erau necredincioase. Dar socializarea noastră ca familie cu cei din jurul nostru a trebuit să mergem să stăm nopți și zile împreună cu cei doi părinții de la soție și de la soț, să-i convocăm seara după timpul de muncă, nu ne trebuia nici apă, nici mâncare. Și doar să discutăm deschis, personal, lucrurile care sunt deopotrivă și una și alta. Și răspunsul îl aducea Dumnezeu. Dar nepăsarea noastră ne costa. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu ca idee să socializăm lucrarea lui Dumnezeu în căsnicie. Și astăzi este nevoie de persoane de consiliere pentru familii creștine. Sunt puțini consilieri în România.
pentru căsnicile creștine. Pericolul cel mai mare este în bisericile creștine decât în societatea românească la ora actuală. E un pericol cu semnul întrebării foarte mare. Și aici este nevoie de oameni care vor să se dedice și o pot face sub autoritatea lui Dumnezeu să socializeze în căsnicia creștină lucrarea respectivă. Mulțumesc. My wife is a Christian counselor. Soția mea este consilier creștin. And I agree with what you are saying there. Și sunt de acord cu ceea ce spui aici. And one thing that's very very important. Și un lucru care este foarte foarte important. You could be sitting here and have lived a very immoral life. Poți să stai aici și poți să trăiești o viață foarte imorală. God forgives. Dumnezeu iartă. You may be a murderer. Poate că ești un criminal. God forgives. Dumnezeu iartă. You may have gone through divorce. Poate că ai trecut prin divorț. God forgives. Dumnezeu poate să ierte. God can turn our mourning into dancing. Dumnezeu poate să transforme tinguirea noastră, întristarea noastră în bucurie. That's the wonderful thing about Jesus Christ. Este un lucru extraordinar de frumos la Domnul Iisus Hristos. Roy has a shirt that says Roy are un tricou pe care scrie He is without sin, throw the first stone. Cel care nu are păcat să ridice, să arunce primul cu piatra. You look wonderful today. Astăzi arătați fain. But if we look deep into your life and my life. Dar dacă ne-am uita adânc în viețile dumneavoastră și dacă m-aș uita și într-a mea. We probably find some things that we would be embarrassed about. Am găsi lucruri de care ne-ar fi rușine. But God forgives. Dar Dumnezeu iartă. And when Satan comes to attack you about how bad you are. Și când Satan vine și îți spune cât de rău ești, I just say but Jesus. Eu doar atât spun, dar Isus. But Jesus. Dar Isus. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Okay. I'm going to ask if those of you who are married here if you could reach out to your spouse and take his or her hand, if you could. Aș vrea, dacă sunteți căsătoriți, să întindeți mâna, să vă luați partenerul de mână, dacă e posibil, dacă sunteți unul lângă altul. And if you are single, if you would put your hand like on your heart. Și dacă ești singur aici, astăzi pune o mână pe inima ta. And in your own heart today, be open to what the Holy Spirit may say to you. What do you sense God saying? Fii deschis la ceea ce îți spune și ascultă vocea Duhului Sfânt care îți vorbește. Ce îți vorbește ție? Be open for Him to speak to you and be ready to say yes. Fii deschis. Lasă-L pe El să vorbească și spune da la ceea ce vrea El să-ți facă. And so we give some quiet time just to listen to God. Așa că o să ne luăm puțin timp de liniște doar să ascultăm în timpul acesta să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească personal. Heavenly Father, we thank you for this quiet time together with you. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru acest timp de liniște cu tine. We thank you for your love and for your great plan for each one of us. Mulțumim pentru dragostea ta mare și pentru planul măreț care l-ai pentru fiecare dintre noi. And Father, for each one who has committed themselves to someone else in marriage. Tată, și pentru cei care s-au dedicat cuiva în căsătorie. We pray today will be the beginning of good, better things. Doamne, ne rugăm pentru lucruri mai bune, pentru îmbunătățirea relațiilor. For those who are single that are here, O God. Pentru cei necăsătoriți care sunt aici, Doamne. We pray, O God, that you will place within their heart an awareness that
there is someone on this earth that you are preparing for them. Pune, Doamne, această conștientizare în inima lor că există cineva pe planeta aceasta pe care tu ai pregătit-o pentru el sau ea. May they choose to obey you and to follow you all the days of their lives. Fie ca ei să aleagă ca să te asculte și să te urmeze toate zilele vieții lor. We pray your blessing in this break and as we return for another session. In Jesus' name. Cerem binecuvântarea peste acest timp de pauză și pentru revenirea și pentru timpul care îl vom mai petrece împreună aici. În numele lui Iisus. Amin. Amen. Welcome back. Bine ați venit apoi. That was a nice break. That cold water was really, really delicious. Chiar mi-a prins bine pauza asta și apa asta chiar a fost faină. They have a wonderful lunch for us when we finish today. Ne așteaptă un prânz minunat după ce terminăm aici astăzi. Marlene and I think that perhaps this session is the most important one that you will hear from us. Eu și Marlene considerăm că ceea ce veți auzi sesiunea asta pe care o avem acum considerăm ca cea mai importantă pe care noi vă putem oferi. When God created the human being, he created a marvelous, marvelous thing. Când Dumnezeu a creat ființa umană, a creat un lucru minunat, minunat. He created a spirit. El a creat Duhul. We are going to live forever. Noi o să trăim pentru totdeauna, veșnic. The risk that God took is that we have a choice as to where we will spend eternity. Riscul pe care și l-a asumat Dumnezeu, să spunem așa, este că vom trăi pentru veci. And there are many who believe in reincarnation or some life after death because it's a part of the spirit of God that is within them. Și sunt mulți datorită faptului că și Dumnezeu ne-a pus Duh în noi, cred în reîncarnare și viață, o altă viață după aia. But only Jesus Christ gives us eternal life. Dar cine ne dă viață veșnică nouă este singurul Iisus Hristos. And so everybody has been created with a need for God. Deci fiecare suntem creați cu nevoia de Dumnezeu. A need that only God can meet. O nevoie pe care doar Dumnezeu poate să ne împlinească. No pastor, no church, no biserica, husband, no wife. Nu pastorul, nu soțul, nu soția. And God has provided to meet that need in Jesus Christ. Și Dumnezeu asigură, ne oferă această nevoie în Domnul Iisus Hristos. For a very powerful life, God has given us his Holy Spirit. Pentru o viață plină de putere, ne dă la dispoziția noastră Duhul Sfânt. So no amount of power will make you a very important person like the power of the Holy Spirit. Nicio altă putere nu te face mai important decât puterea Duhului Sfânt, mai puternic. Now God has also created human beings. Acum Dumnezeu de asemenea a creat ființa umană. Not only with a spiritual need. Nu doar cu o nevoie spirituală. That only God can meet. Pe care doar Dumnezeu o poate împlini. But he has created us with needs that nobody else can meet but the body of Christ, other people. Dumnezeu a lăsat în noi niște nevoi pe care niciunde nu le putem să le primim decât în trupul lui Hristos care se numește biserica. Remember in the Bible where it says, can the elbow say to the ear, I don't need you? Vă aduceți aminte în Biblie unde spune că mâna nu poate să spună urechii, n-am nevoie de tine? Now my ear isn't saying anything, but it is listening. Dar acum urechea mea nu spune de fapt nimic, dar ea ascultă. And I think the ear is probably saying, I don't need this elbow. Și poate că urechea spune, eu n-am nevoie de cotul ăsta. But this body does need this elbow and this ear. Dar trupul are nevoie și de cot și de ureche. In the body of Christ we are many members. Și în trupul lui Hristos suntem multe membre mădulare. And truly to fulfill God's blessing upon this world, we need to be united in that. Și ca să împlinim planul lui Dumnezeu în lumea aceasta, noi trebuie să fim în unitate în privința aceasta trupului Hristos. So like in marriage we need to be one, so așa, in the church we need to be one. Așa cum în căsnicie trebuie să fim una
și în biserică trebuie să fim una. Now we're coming back to the marriage union. Acum ne întoarcem înapoi la unirea în căsnicie. And everybody has needs. Fiecare avem nevoi. God needs that God has created within us. Dumnezeu a creat, a lăsat aceste nevoi în noi. And if we're honest with each other, there are times when each one of us feel hurt or angry. Și dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi putem avem momente în care suntem lipsiți, așa singuratici sau simțim anumite nevoi neîmplinite. Sometimes we feel abandoned, alone. Câteodată ne simțim abandonați și triști. We worry, we're fearful. Ne îngrijorăm, suntem temători. You see, we all feel like that sometimes. Trecem fiecare dintre noi în perioade din acestea. And all of those things can destroy a marriage. Și toate aceste lucruri ne pot distruge căsnicia. It can destroy a family. Poate să distrugă o familie. And it can destroy a church. Și poate să distrugă o biserică. So everyone, including your spouse and your children, așa că fiecare, inclusiv partenerul și copiii, have three basic needs that must be met. Au trei nevoi de bază pe care trebuie să fie împlinite. And if those needs are met, this is what you will have. Și dacă aceste nevoi sunt împlinite, uitați ceea ce obțineți. Hurt feelings. Dacă nu sunt împlinite, ai sentimente rănite. Anger and rebellion. Mânie sau răzvrătire. Stress. Your spouse may divorce you. Poate că partenerul divorțează de tine. Your kids may rebel from you and leave. Copiii ți se răzvrătesc și pleacă de la tine. And so my wife wants to talk about those three needs and how așa those needs are met. Soția mea vrea să vorbească despre aceste trei nevoi de bază și cum să fie ele împlinite. So she's going to give three basic needs. She's going to give some words that we might be able to use about them. And we're calling this session Healing Communication. Și noi numim această sesiune Comunicare cu scopul de a aduce vindecare. And so here's Marlene. Și aici este Marlene. Well, I'm really, really excited to share this next session. Sunt foarte bucuroasă să împărtășesc în următoarea sesiune. I have worked with hundreds of couples. Am lucrat în serviciul meu cu sute de cupluri. And the couples who start using this and practicing this, it makes a huge difference in their relationship. Și a fost o mare diferență în cuplurile care au practicat aceste principii. And actually this will make a huge difference in every relationship that you're a part of. Și aceasta va face o diferență semnificativă în orice relație în care sunteți implicați și voi. We have three goals here. Avem trei scopuri aici. The first one is to learn to send very clear, very direct, very positive messages. Primul este ca să transmitem mesaje foarte directe, clare, pozitive. It's so easy to say things that are very negative and critical. Este așa de ușor să spunem lucruri negative și să criticăm. But we want to learn to say what we would like to say in a positive way. Dar vrem să învățăm să transmitem ceea ce vrem să transmitem într-un mod pozitiv. Because even when there are hurts and when there are frustrations, we can learn to say what we would like. Pentru că și atunci când sunt răni și frustrări, trebuie să învățăm să spunem ce ne-am dori. The second goal that we have this afternoon, al doilea scop sau țel care le avem după masa aceasta, is to be able to learn this skill of being able to accurately mirror or reflect back what the person is saying or feeling. Să învățăm să avem această abilitate de a reflecta sau a răspunde persoanei și sentimentelor acestuia ca și într-o oglindă. That is a skill that we can all learn. Aceasta este o abilitate pe care o putem învăța cu toții. The third goal is that we will decrease
reacting to our partner. Al treilea scop este de a descrește reacția care avem față de partener, să nu reacționăm puternic. Like negative interpretations, negative judgments adică about the other person. Adică să nu interpretăm negativ, să nu judecăm imediat ceea ce a spus cealaltă persoană, să nu ne grăbim în a judeca. We will stop the tendency that we have to project our own thoughts and feelings onto the other person. Să ne oprim din a ne spune repede noi părerea înainte să ascultăm bine despre cealaltă persoană sau ce a zis ea. You see, healing communication only happens. Vedeți, comunicarea vindecătoare are loc doar atunci when the message that is sent by one is really received by the other as it's intended. Când mesajul transmis de unul către celălalt este intenționat. So many times partners misinterpret, misunderstand what the person is saying. De prea multe ori celălalt din cuplu înțelege greșit, interpretează greșit ce a vrut să spună persoana. With all that misunderstanding, more confusion, more conflict happens. Și la această înțelegere greșită, confuzia se mărește, conflictul ia amploare. So healing communication means that both people, deci comunicarea vindecătoare înseamnă că ambii need to learn how to give clear positive directions. Trebuie să învețe cum să dea direcție clară pozitivă and statements și propoziții clare and they know how to receive them. Și să știe să și primească acestea. Any responses that the receiver gives, orice răspunsuri care le dă cel ce primește informația, before arriving at an understanding of that message, înainte să înțeleagă exact ce a vrut să spună persoana, are not really responses at all. De fapt nu sunt răspunsuri deloc dacă se grăbește să răspundă fără să fie auzit tot. It's just the person getting into their own head what they're thinking and wanting. Pur și simplu spune doar ce are în capul lui, în gândul lui, ce vrea el și atât, nimic mai mult. The other person may think, oh, they heard me, they understood me. Și celălalt poate să creadă că, oh, cred că m-a înțeles, cred că m-a auzit. But they really didn't. Dar de fapt, ea să nu fi înțeles, să nu fi auzit nimic din ce ai spus. So this keeps creating more confusion and more misunderstanding. Aceasta creează foarte multă confuzie, foarte multă înțelegere greșită în cuplu. So I'm going to share with you three steps. Așa că voi împărtăși trei pași that can change all of that confusion and misunderstanding. Care pot schimba această confuzie și înțelegere greșită. Okay, the first step is what we call, primul pas este ceea ce numim noi mirroring or reflecting, oglindirea sau reflectarea. It means to be able to repeat back to the person what we think we heard. Poți fi în stare să reproduci ceea ce crezi că ai auzit. I always teach couples to say, I hear you say. În terapia de cuplu chiar folosesc clar acest lucru. Unul să spună celuilalt, te am auzit că ai spus. You repeat back what you think you heard. Și atunci repetă ceea ce crede cu auzit. You don't add to it. Nu adaugi nimic. You don't analyze it. Nu analizezi nimic. You don't react to it. Nu reacționezi la ce a zis. You're just working hard to really listen. Și prima dată lucrezi foarte mult să vezi dacă ai auzit bine ce a zis. When you repeat it back and the person says, yes, you heard me. Când repetă celelalte persoane ce a spus și aceea spune, da, m-ai auzit bine. That's your goal in the first step. Acesta e primul țel la primul pas. You see, listening is absolutely vital to your relationship. A asculta bine este absolut vital în relație. Your relationship really will depend on how well you give and receive. Relația voastră va depinde de modul în care și dăruiți și primiți mesajele. And really in almost every conversation we have, în fiecare conversație care avem unul cu celălalt, people are always looking for this approval and looking to be heard. Oamenii caută aprobare, caută să fie auziți. The whole body is involved in good listening. Și când asculți bine, este implicat de fapt tot trupul. You learn to focus very clearly. You give them eye to eye contact. Trebuie să înveți să te concentrezi foarte bine, să privești în ochi persoana.
you turn off the TV or you stop doing something. Dacă te uiți la televizor, oprești televizorul, dacă pe telefon oprești telefonul sau orice activitate ai avea. You're wanting to convey this message that what you say is very important. Pentru că prin asta vei transmite că ce spune cealaltă persoană este foarte important pentru tine. You see, when you are able to repeat back and reflect back what the person is saying. Și dacă vei putea să oglindești, să reflectezi ceea ce a spus cealaltă persoană, să reproduci. You're meeting that person's need to be heard. Atunci tu prin asta împlinești nevoia acelei persoane de a fi ascultată, de a fi auzită. Everybody has this need. Și nevoia asta o avem fiecare dintre noi. Did you know that the number one complaint of children about their parents is that their parents don't listen? Știți că plângerea numărul 1 a copiilor despre părinții lor este faptul că părinții nu-i aud, nu-i ascultă când vorbesc? They don't understand me. Aceasta e plângerea lor. Ei nu mă înțeleg. And you know what the number one complaint of parents is? Știți care e plângerea numărul 1 a părinților față de copii? They don't listen and understand. Ei nu mă ascultă, nu mă aud, nu mă înțeleg. So both end up feeling very disrespected and very hurt. Și atunci și unii și ceilalți se simt nerespectați și neauziți. So it takes a desire and a skill to be able to be quiet and listen. Deci este nevoie și de abilitate și să poți să taci, să faci liniște atunci când asculți. This is not an easy thing to do. Și nu este deloc ușor de făcut. Very few people are good listeners. Să știți că foarte puțini oameni sunt ascultători buni. Even while the person is talking, we get into our own head and are thinking about what we want to say. În timp ce încă vorbește persoana, de multe ori deja noi ne formulăm răspunsul ce o să zicem înapoi. It's part of that self-centered piece that can happen. Și aceasta face parte din bucata aceea de egocentrist care o avem și care o putem scoate la iveală. I remember when the Lord said to me that I needed to work harder at listening to him. Știu că mi-amintesc când Domnul mi-a spus să încerc să-l ascult mai bine, să-l aud mai bine când vorbește, deci că mie de mine. Great desire for him to hear me, understand. Da, bineînțeles că eu vroiam ca el să mă audă pe mine, să mă înțeleagă când vorbesc. But I need to have an even stronger desire to do that for him. Dar eu trebuia să am și mai mult această dorință de a-l putea înțelege pe el. And of course when I do that, then I do have greater understanding. Și bineînțeles că atunci când mă străduiesc să ascult mai bine, îl voi și înțelege mai bine. So this first step means that I am willing to take the time to repeat back what I think they have said. Deci acest prim pas este să îmi iau timp să pot să spun și eu ceea ce cred că a spus celălalt. I think this model is like God. Cred că modelul acesta este ca lui Dumnezeu. God always wants to listen to us. Dumnezeu întotdeauna vrea să ne asculte când vorbim. But isn't it even more important that we listen to him? Dar oare nu este cu atât mai important ca noi să ascultăm când el ne vorbește? His words, his voice is the greatest voice that we could ever hear. Cuvintele lui, vocea lui, glasul lui sunt cele mai minunate lucruri care le putem auzi. We show the greatest respect and honor to God by listening to him. Cel mai mare respect și onoare arătăm lui Dumnezeu prin faptul că îl ascultăm. So just to summarize now, the first step here is to be able to repeat back, reflect back what you think you've heard. Ceea ce sumarizăm acum este că primul pas este să putem reproduce ce credem că a spus cealaltă persoană. Okay, now we're going to talk about the second step. Acum vom vorbi despre al doilea pas. Okay, this is the step where it's very important that we validate what the person is saying. În acest pas este important să validăm ceea ce a spus persoana cealaltă. This is the step of understanding. Acesta este pasul în care explicăm că am înțeles. When you work hard to understand where the person is coming from. Când te străduiești să înțelegi din ce punct vine celălalt. Oh, it will decrease criticism and put downs. Să știți că atunci nivelul de critică scade semnificativ și înjosirea nu mai este.
Every person has a need to be understood. Fiecare persoană are această nevoie de a fi înțeles. If you don't think anybody understands you, it can be very lonely and scary. Dacă ai impresia că nimeni nu te înțelege, poți să te simți foarte singur și chiar să te sperii de lucrul acesta. You can sometimes doubt your own reality. What's the matter with me? Atunci deja începi să te îndoiești de propria ta realitate. Oare ce se întâmplă cu mine? Chiar nimeni nu mă înțelege. Or we may think that about the other person. What's the matter with them? I don't understand them. Sau te gândești despre altă persoană. Ce se întâmplă cu ea? Chiar nu înțeleg. But if we will work hard to get into the other person's head and heart. Dar dacă ne vom strădui să ne punem în papucii persoanei celelalte, în inima acelei persoane, în locul ei. Most of the time we can come to that place of understanding. De cele mai multe ori atunci reușim să ajungem la punctul înțelegerii. Again, it takes a heart, dar din nou cere o inimă, and a desire și o dorință to want to de a dori să înțelegi another person. Și altă persoană. This is so important. Este așa de important lucrul acesta, consider eu. Now, this particular step does not mean that we necessarily agree with the other person's way of thinking. Pasul acesta nu înseamnă că dacă înțelegem, suntem neapărat și de acord cum gândește cealaltă persoană. It's very normal to have different ways of thinking. Este foarte firesc, foarte normal ca să ai puncte de vedere diferite. Husbands and wives see things very differently. Soțul și soția văd lucrurile foarte diferit. You may experience God differently. Poate și pe Dumnezeu îl experimentăm fiecare în mod diferit. You may experience different ways of thinking about the children. Poate gândim diferit și despre copii. About most anything and everything. Și aproape despre toate lucrurile simțim sau gândim diferit. That's very normal to have different ways of thinking. Și este ceva normal să gândești într-un fel anume. And so we need to really come to the place that we accept our partner's differences. De aceea trebuie să ajungem la punctul de a accepta diferențele partenerului nostru. It's so much more important to just understand that that's how they think. Este mult mai important să înțelegi că așa gândește el sau ea. We don't have to see it the same way to be best friends. Nu trebuie ca să vedem toate lucrurile la fel ca să putem fi cei mai buni prieteni. Not at all. Nu deloc. And so that's very important. Again, if we think about it with God. Și din nou dacă ne gândim la Dumnezeu. God doesn't always agree with our way of thinking. Nici Dumnezeu nu întotdeauna este de acord cu felul nostru de a gândi. But he doesn't throw us out, throw us away. Cu toate astea nu se leapădă de noi, nu ne aruncă undeva la o parte. He doesn't demean us and belittle us. Nu ne înjosește, nu ne face mai puțin prețioși în ochii lui. No, he just seeks hard to understand us. Nu, ci el caută tot mai mult ca să ne înțeleagă, deci să îl face, să ne facă să înțelegem. And help us see a much bigger, better way. Să ne ajute să înțelegem într-un mod mai amplu lucrurile. When you seek to understand somebody, it shows so much respect and Întotdeauna value. Când cauți să înțelegi pe cineva, îi arată acele persoane valoare și respect că îi oferi. It's so easy to say something that's demeaning, that belittles, puts down another person. Este așa ușor să spui ceva repede și să faci pe cealaltă persoană să se simtă nesemnificativă, să se simtă înjosită chiar. To say, oh, that's a crazy idea, that's stupid. Și asta o poți face prin felul de a spune, oh, ce idee proastă, ce aiurea gândești, ce prostie, ce nebunie. We don't want to do that with one another. Deci asta vă rog să nu faceți unul cu ceilalți. Everybody's way of thinking makes sense to them. Pentru că modul de gândire a unei persoane pentru ei are sens. Everybody thinks their way of thinking is right. Și fiecare crede că așa cum gândește el e bine, altfel n-ar gândi așa. So it's more important that we work hard to respect each other's ways of thinking. Deci este foarte important să respectăm modul de gândire al celuilalt. Did you want to share that what you like to share about even with other people who are different religions and different faiths? Well, și dacă vrea să adauge despre modul de gândire a chiar a unora. When I was a young pastor, când eram un pastor tânăr, I believe that what other people said, când
credeam că ceea ce spun ceilalți, that if I disagreed with them, și dacă nu sunt de acord cu ei, I told them that I disagreed with them. Trebuie să le spun în față că nu sunt de acord cu ei. Because I thought that if I understood what they were saying meant that I agreed with what they were saying. Pentru că eu credeam că dacă eu spuneam înțeleg cum gândești, însemna că eu eram de acord cu ceea ce fac ei. So we interrupt this little piece here of understanding someone. Așa că vorbim despre această piesă aici, a înțelege pe cineva. Does not mean that you agree with them. Nu înseamnă că ești de acord cu el. Someone here might say, you know what? It's very cold here today. Poate cineva de aici să spună, zice, bă, ce frig e astăzi. And I'd say, you're crazy, it's very hot here today. Eu pot să mă ridic să spun, tu chiar ești nebun, tu nu vezi cât de cald e astăzi. See, it's like I disagree with him, therefore I come against them. Pentru că eu nu sunt de acord cu el, atunci eu vin împotriva lui. But what my wife is saying is this. Dar ceea ce vrea să spună soția, ceea ce spune de fapt, este acest lucru. I hear you say, te-am auzit spunând, that you think it's very cold today. Că tu crezi că este foarte frig astăzi. Okay. I understand what you are saying. Înțeleg ceea ce afirm. Do you want me to get you a coat? Vrei să-ți aduc ceva, să-ți iei o haină pe tine? You don't have to agree with what the person is saying. Nu trebuie să fii de acord cu ceea ce spune cealaltă persoană. But it puts you into their skin, so to speak, so you can think and understand what they are saying, what they are wanting to say to you. Dar aici avem expresia asta, să te pui în pielea lui, să înțelegi ceea ce el îți spune, îți comunică. There are in the world there are reasons why people believe and do what they do. În lume sunt motive pentru care oamenii fac ce fac și cred ceea ce cred. And if we will take the time to listen to them and to try to understand them. Și dacă ne-am luat timp să îi ascultăm și să înțelegem măcar cel puțin ce spun ei, I believe that we will be able to do a better job of compassion in responding to them like Christ responded to us. Eu cred că am face o treabă mult mai bună având compasiune față de ei și faptul cum ne relaționăm, cum răspundem la situațiile lor, așa cum am făcut de fapt Domnul Iisus Hristos. So understanding and agreeing is that's a major point of to understand in communication. Deci înțelegere și a fi de acord este un lucru aici care trebuie să fie foarte bine conturat în comunicare. I'm going to ask Vivian to read this by Paul Tournier, who is a Christian psychiatrist. Vreau ca Vivi să citească ceea ce a scris Paul Tournier, care este un psihiatru creștin, despre a înțelege. Pentru a înțelege, trebuie să vrei. Pentru a înțelege, trebuie să te exprimi. Pentru a înțelege, trebuie să încurajezi. Pentru a înțelege, trebuie să iubești. Pentru a înțelege, trebuie să accepți diferențele naturale dintre tine și celălalt. Pentru a înțelege, trebuie să recunoști diferența dintre sexe. Pentru a-l înțelege pe celălalt, trebuie să recunoști diferența de a vedea dragostea fiecăruia. Diferența dintre cum vedem dragostea fiecare. Pentru a înțelege, trebuie ca să ajungem să înțelegem ca să ne putem ajuta. Și pentru a înțelege, trebuie să prindem importanța și a trecutului fiecăruia. Pentru a finaliza, a completa înțelegerea, a concluziona înțelegerea, asta necesită o persoană supusă lui Iisus Hristos. Amen. Amen. Yes, thank you, Judy. That's thank you. That piece of understanding,
You know, we want to ask God to help us. La această parte a înțelegerii celuilalt, trebuie să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Everybody has reasons why they are the way they are. Pentru că fiecare are motivele lui pentru care acționează cum acționează, este cum este. And it's so easy to be judgmental and critical, and we don't even know the person on the inside. Și așa de ușor să fim critici, să judecăm și nici măcar nu cunoaștem în interior acea persoană prin ce trece sau. We just really need God's help to have a deeper desire to understand the other person. Deci trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să avem o dorință aprinsă în noi pentru a înțelege pe celălalt. So now the third step. Și acum al treilea pas. This is the step where we give a warm response back to the person. Este pasul oferirii unui răspuns călduros. It's called compassion. Se numește compasiune. This responding with compassion is the ability to see, înseamnă puterea de a vedea, see through your partner's eyes, ochii partenerului tău și prin inima acestuia. See, and it requires you to use your head. Pentru asta e nevoie să ți implici mintea și inima. And this will, if you have a desire to meet your partner's needs, dacă ai nevoie ca să împlinești, dacă ai dorința să împlinești nevoile partenerului tău, this will help you give that warm response of compassion. Aceasta te va ajuta să listen, asculta, understand, înțelege, warm response, și a oferi răspuns călduros. Listen, ascultă, understand, înțelege, warm response, răspunde călduros. Now if we do that, we will be meeting those three important needs. Dacă vom face aceasta, vom împlini nevoile cele mai importante of our spouse, ale partenerului nostru de viață, and really of all the people around us. Și chiar a tuturor se aplică la relațiile cu toți cei din jurul nostru. Again, we all have this need to be heard. Pentru că fiecare om, repet, are nevoia de a fi auzit. Need to be understood. Are nevoia de a fi înțeles. Need to have compassion. Are nevoia să aibă parte de compasiune, de milă. Now, can you imagine how beautiful and healing this is when you do this in a church? Vă puteți imagina ce frumos și ce vindecător ar fi dacă biserica înăuntru ei s-ar comporta așa, oamenii unii cu ceilalți? What a beautiful practical way to meet the needs of iată the people ce mod practic de a întâmpina de a împlini nevoile oamenilor care vin la biserică la noi. We can all, with God's help, we can become this way. Și cu ajutorul lui Dumnezeu toți putem deveni așa. We had a pastor come to one of our conferences. Am avut unul din păstori care a participat la conferințele noastre. And he learned this and he started to put it into practice in his family and with his board members. Și a venit la noi, după aceea a început să pună în practică și în casa lui, dar și cu în comitetul bisericii. He came back the next year and said what a difference it made in his relationship. Și anul următor a venit și ne-a spus că nu ne dăm seama ce diferență s-a produs în relațiile dintre ei. Again, we're talking about moving out of our own self-centeredness. Deci din nou vorbim despre noi, de a ieși din centrarea pe noi înșine, pe sine. Do you have any questions about what I'm saying so far? Deci nu ne gândim doar la noi înșine. Aveți vreo întrebare?